Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit alături de Rocky. Hey. Hello. Da, bine. Hai, fugi. Da, prieteni, salutare și bine v-am regăsit la un nou clip pe canal. Astăzi vreau să vă arăt puțin ceea ce poate face Linux-ul. Pentru că probabil vă zice, bă, da, nu pot să instalez jocuri crăcuite. Da, mă aud bine? Da, mă aud. Astăzi vreau să vă arăt cum să instalați un joc crăcuit. Da, știu, nu este bine ceea ce facem, dar să fim serioși, majoritatea românilor fac chestia asta, așa că de ce nu? Așa că tot ceea ce trebuie să aveți este Play on Linux. Da? Sudo apt-get install play on Linux. Parcă era sau cusnea. Nu mai știu exact. Să vedem. Da, deci sudo apt-get install play on Linux. Atât trebuie să aveți instalat, pentru că el instalează și Wine-ul și multe altele. Și după cum vedeți, eu am deja play on Linux, it's already the newest version, da? Eu testez pe Linux Mint, pentru că pe Linux Mint nu am avut probleme cu driverul video de la Nvidia. Chiar dacă el îmi spune să bag altă versiune. Opa, am greșit parola. Da, este câinele meu pe picioarele mele și mă ghidilă. Așteptăm repede să se vadă. Am și League of Legends-ul pornit, pentru că o aștept pe soția mea să termine jocul. Bun, după cum vedeți, Nvidia Corporation GTX 960, exact ceea ce am spus mai devreme, că am. Și după cum vedem, avem un open source care îl putem folosi sau driverul recomandat de către Nvidia. Eu folosesc în momentul de față driverul recomandat de Nvidia. Deci, da. Bun. Pe urmă, trebuie să avem fișierul ISO. Ăsta îl puteți descărca de oriunde vreți. Haideți să fim serioși că sunt zeci de mii de site-uri. Ideea este să fie fișier ISO. Asta este singura cerință. După cum vedeți, am aici Farm Manager 2021, varianta ISO, da? Bun. Și să îi dăm drumul. Așa că rămâneți alături de mine și haideți să vedem cum se instalează un joc crăcuit pe Linux. Bun. Ia să vedem, ne vedem bine, ne auzim bine, da, ne vedem bine și ne auzim bine. Bun, haideți să pornim Play on Linux, Play on Linux. O să-l adaug în Add Panel, pentru că o să-l mai folosim pe tutoriale viitoare. Bun, și așa arată Play on Linux. Haideți să fac un picuț mai mare, ca să se vadă mai binișor. Ia să vedem, se vede binișor? Băi, da, dar ar trebui și mai bine. În fine, în fine, în fine, în fine, în fine. Să-l dau că e camera mea. Așa. Da, o să trebuiască să-mi iau un monitor în curând, dar na, ca să pun, pot să pun OBS-ul. Bun, și avem aici Run, Close, Install, Remove sau Configure. La Configure nu avem nimic de făcut, da? O să dau la astea două Delete, pentru că nu mai îmi trebuie. Și o să dau așa. Instală program. Bineînțeles, voi puteți să căutați install la games și să căutați farm manager, da? Nu-l găsim. Ceea ce ok. Și o să dăm instală program aici în stânga. Ne ducem la install a non-listed program. Înainte de toate, înainte să pornească toată asta. Deci ideea să pornească, să dăm noi next și multe altele. Ne ducem unde avem fișierul ISO, depinde de voi, și avem aici, de exemplu, eu l-am pe un hard, pe un D, da? Și dăm click pe el, Open Disk Image Monitor, da? Deci mie mi l-a instalat, după cum vedeți, Farm Managerul, ca și o imagine virtuală ISO, da? Bun, dăm Next, instală program in New Virtual Drive, pentru că da, asta avem nevoie. Și o să băgăm Farm Manager 21, pentru că așa se numește jocul, da? Bun.
Aici știu că se vede, e un pic aiurea. Ideea că ai prima use another version of Wine, configure it Wine este a doua și install some libraries este a treia. Mergem pe prima versiune întotdeauna, use another version of Wine. Din cauza tematicii pe care o am eu pe mint, nu se vede bine porțiunea aceea. Asta este. Avem which version of wine you will like to use, da? Ce versiune de wine dorești să o folosești? Eu o să merg pe a sistemului, pentru că avem deja o versiune a wine-ului instalată odată cu Lutris și cu Steam. Așa că nu are rost să mai instalez o altă versiune. Mergem pe versiunea de 64 de biți. Bineînțeles, se poate merge. Uitați, se configurează Wine Prefix pentru Farm Manager 2021. De unde vreau să-l instalez? De pe CD-ROM sau select another file? O să merg, bineînțeles, de pe CD-ROM pentru că l-am montat mai devreme. Așa, am închis sunetul. Copiem și crack-ul. Așa pe un pic ținut de start. Ai auzit? Și se instalează, după cum vedem, se instalează destul de repede, ținând cont că este un joc de câțiva giga, adică nu, chiar nu este puțin, ca să ne înțelegem. Are 3,1 giga, băi, și se mișcă destul de ok, adică se instalează destul de repede. Așteptăm să se instaleze. Deci nu uitați să dați copy of context of codex, pentru că va fi mai greu să copiați crack-ul. Dăm finish, da? Pe o Linux aici, scanning the virtual drive, deci face el toate prostiile și ce shortcut dorim să creăm. După cum vedem, el ne-a făcut .inc, adică shortcut-ul de pe Windows, dar noi vă dorim să facem cu Farm Manager 2021, cu name-ul Farm Manager 2021, next, boom, a apărut aici, sper să se vede. Așa, și acum, I don't want to make another shortcut, da? Dăm next și cam atât. Închidem programul pe Linux pentru că nu mai avem nevoie de el. Iar acesta este programul. Asta se vede? Se vede, da. Deci, acesta este programelul. Bineînțeles, se poate instala orice programel, așa. Doar că eu am mers pe versiunea de Cracked Games, da? Să vedem dacă se poate, dacă ne putem juca jocuri crăcuite. Bineînțeles, la device-uri putem să scoatem CD-ul pentru că nu mai avem nevoie și dăm dublu click pe File Manager. Ia să vedem. Merge. Ținând cont că am și un joc pornit în momentul de față. Și da, iată că merge fără nicio problemă. Asta este. Merge destul de ok. L-am jucat mai devreme, l-am instalat, l-am dezinstalat ca să vă arăt și da. Cam asta avem de făcut pentru a instala un joc crăcuit pe Linux. Nu este o bătaie de cap, doar că trebuie să ai Play on Linux activat sau instalat. Atâta tot. Bun, cam asta a fost pentru astăzi, am fost scurt. Probabil o să facem un gameplay viitor cu jocul acesta. Până atunci, eu o să mă bag acum cu soția mea la un TFT. Până atunci, nu uitați, rămâneți creativi, dați un like acestui clip dacă v-a plăcut, un dislike dacă nu v-a plăcut, subscribe. Activați clopoțelul ca să primiți notifică când uploadez un clip nou. Oricum, de obicei uploadez doar lunea și vinerea. Și până data viitoare, să ne auzim cu bine. Pa, pa!